Copiii coordonați de profesor Victorița Ciorobea s-au declarat încântați de această experiență, care pe lângă premii le-a adus și un renume. A fost un festival organizat de Palatul Copiilor Alba, sub egida Inspectoratului Școlar Alba și activitatea făcând parte din calendarul activităților extrașcolare al Ministerului Educației Naționale. Am avut surpriza să găsim acolo o atmosferă foarte frumoasă, copiii s-au împrietenit unii cu ceilalți, a fost o desfășurare de forțe, de trupe, de teatru, unii mai buni decât ceilalți. Pe scenă m-am simțit minunat, mai ales că am fost și rege și a fost super. Atunci când ne-au strigat premiul întâi Licurici a fost cel mai frumos lucru din lume. Majoritatea ne-au spus că o să vină la Ludicus și o să ne mai întâlnim o dată peste vreo 2 săptămâni. Performanța trupei Licurici reprezintă un motiv de mândrie pentru orașul Mioveni, dar în special pentru școala gimnazială George Topârceanu, unde câștigătorii își desfășoară activitatea. L-am primit, bineînțeles, cu mare mândrie și bucurie. Am felicitat cadrul didactic coordonator, doamna profesor Victorița Ciorobea, și țin să menționez că aceste rezultate deosebite se înscriu în palmaresul școlii George Topârceanu. În emisiunea Lumea Copiilor, care va fi difuzată sâmbătă 8 iunie, îi veți cunoaște pe membrii trupei Licurici și tot atunci veți afla povestea acestei experiențe de neuitat.